7 candidați s-au înscris la biroul electoral județean pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului Județean Mehedinți. Așa se face că lupta este una destul de strânsă. La fel se întâmplă și în cazul consilierilor județeni, unde 11 partide și-au depus candidaturile. În Mehedinți, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean s-au înscris 7 persoane. De data aceasta, votul va fi uninominal, adică cel care va ocupa această funcție pe viitor va fi ales de către electorat și nu de consilierii județeni, așa cum s-a întâmplat până acum. Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean au fost înscriși în cursă 7 candidați, respectiv domnul Cupă Ion din partea Partidului Mișcarea Populară, domnul Georgescu Aladin George Gigi din partea Partidului Social Democrat, domnul Pavel Cristinel din partea Partidului Național Liberal, domnul Duță Ion din partea Partidului ADER la Democrație, Educație și Reconstrucție, domnul Ștefănescu Laurențiu Costin din partea Alianței Electorale USR Plus, domnul Palașcă Viorel din partea Partidului ALDE și domnul Drăghia Nicolae din partea Partidului Pro România. De asemenea, pentru funcțiile de consilier județeni și-au depus candidaturile 11 partide, numărul maxim de candidați fiind la PSD, PNL, Pro România și PMP.